Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au descins în supermarketurile din Iași. În urma controalelor efectuate, 5 magazine Lidl au fost închise din cauza neregulilor găsite de comisarii ANPC. Printre cele mai grave nereguli depistate de inspectori s-au numărat produse expirate și stricate sau vitrine neigienizate de multă vreme. Sancțiunile aplicate de comisarii ANPC se ridică la 98.000 de lei. Aici sunt ventilatoare. Dați-vă ce când am încercat. Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor alături de inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorilor au efectuat o serie de controle amănunțite în magazinele din Iași. În urma verificărilor, autoritățile au descoperit o serie de nereguli care amenințau sănătatea ieșenilor. Deci nu este în regulă, da? Sunt aici. Clienții magazinelor Lidl erau așteptați cu produse stricate, vitrinele frigorifice și congelatoarele aveau rafturi care prezentau un grad avansat de uzură, cuptoarele erau neigienizate, cu un strat gros de arsură și grăsimi, iar tăvile erau neigienizate și deteriorate. Iar sancțiunile au fost pe măsura deficiențelor de igienă descoperite. Au fost și sancțiuni, au fost sancțiuni în cuantum de 98.000 de lei. Astea au fost abaterile care au dus la suspendarea activității. Vitrine, spații neigienizate, depozite alimentare. Am fost nevoiți să dăm suspendare pe 6 luni, minim. Așadar, în urma controalelor, 5 magazine Lidl din județul Iași au fost închise. 4 dintre ele vor fi redeschise după ce vor fi remediate deficiențele constatate, în timp ce Lidl Tătăraș va rămâne închis pentru abateri repetate.